Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre, n-am mai făcut de foarte mult timp, despre voi și altă persoană. Ce simte, ce gândește, ce își dorește și cum făceam pe vremuri și la fel și pentru voi. Vedem ce mesaje primiți unii dintre voi. Aveți de ales între numărul 1, această brățărică, numărul 2 și numărul 3. Movul acesta superb. Mie îmi plac toate, evident că de-aia sunt ale mele. Însă, hotărâți-vă la una pentru o persoană. Una. Eu vă sfătuiesc să nu alegeți și numele lor, în general, când faceți alegerile, pentru că nu sunteți în mintea lor să alegeți exact ca ei și să puteți beneficia de un mesaj clar. În fine, în timp ce m-am amestecat, înainte să începe talare, voi între timp puteți să alegeți. Acum mi-am pregătit setul de cărți. Unul pentru unul dintre voi și altul pentru celălalt. Da? Evident, pentru că e primul, voi și cealaltă persoană. În timp ce m-am amestecat al doilea set pentru cealaltă persoană, au vrut să se arate regina de... Probabil că e un mesaj pentru colectiv. Regina de bâte, regele de bâte și regina de spade. Evident că aici regele de bâte și regina de bâte reprezintă un cuplu divin. Nu obligatoriu semne de foc, ci oameni care sunt pasionați, sunt creativi, sunt plini de viață, glumesc, se joacă, se simt bine împreună pentru că au calități asemănătoare. Pot să fie foarte diferiți, dar la capitolul pasiune, foc, felul în care se... nici măcar cum se exprimă, cum se exprimă sexual sau... ori se exprimă asemănător, ori se completează atât de bine, încât evident că sunt în cuplu divin. Și nu e obligatoriu să fiți căsătoriți. Voi și cu cineva, simt că voi și cu cineva vă înțelegeți foarte bine, există această pasiune teribilă între voi doi. Și apare un al treilea element. Poate să fie, nu neapărat că regina de spade ar fi musa energie karmică, dar e posibil să fie o energie karmică între voi, voi să aveți pe altă persoană, ei altă persoană. Dar regina de spade reprezintă, printre multe altele, și nevoia de a separa lucrurile, eventual, de a tăia niște contracte, niște adicții. În general, poate să reprezinte doctor, dar poate să reprezinte și pe cineva în armată, poate să reprezinte în mod special pe cineva în justiție, notariate, acte. Și atunci, unii dintre voi, voi sau ei, aveți de-a face cu un divorț care este necesar ca să fiți împreună. Da? Una la mână. Doi, regina de spade vorbește despre vorbește. Da? Chiar am zis bine, vorbește corect, drept, sincer și invită la discuție. Dacă voi sunteți aici, unii dintre voi, reginele de bâte, expresiv și plin de șarm, bine, și regele de bâte e la fel, invitați regele de bâte să se exprime ca voi sau să-și exprime atracția pe care o simte pentru voi, pentru că știți că simte, da? Și îi invitați să se exprime. Hai, fi sincer, arată că-ți pasă, că simți, că eu știu ce mai vreți voi, da? Invita la discuție. Posibil și asta. Vom trăi și vom vedea. La capătul setului de cărți este o roata norocului, o schimbare de energie. Într-o poveste de dragoste, teribil de înfocat, uite, foc, 10 de bâte, da? Foc. Teribil de pasională. Dar există un personaj căsătorit sau cu o poziție specială, financiară, profesională, socială, politică, whatever, da? Care s-a obișnuit să se controleze și din cauza asta regretă, pentru că începe să conștientizeze această dragoste plină de foc, îl face să se gândească noaptea, domne, dar ce viață am trăit eu, în ce legături toxice pe care le regret, în ce conflicte mentale, ce pierdere emoționale. Da, uite, pentru că aici este doliu. Mi-aduc aminte de o melodie pe care am ascultat-o aseară, Bruno Mars, o să o pun la comentariu de sub video. Conștientizează că a pierdut legătura cu divinitatea prin momentele pe care le poate avea cu voi. Că a pierdut legătura cu raiul simțindu-l doar în viața, în relație cu voi și
în preajma voastră, înțelegeți? E o conștientizare interesantă că mi-a venit această melodie în gând. Da, am ascultat-o aseară. Ideea este că vrea să schimbe energia și cine vrea să schimbe energia trebuie să se separe de trecut. Și atunci, regina de spade separă. Gândește, analizează, dar și vorbește. Ia atitudine. Ia atitudine. Pentru unii dintre voi. Încă n-am început etalarea. Este un mesaj pentru colectiv. Pentru colectiv. Eu n-am mai văzut cărțile încă o dată. Să fie puse, să nu revină sub același format, decât dacă divinitatea consideră de cuvință să se repete formatul acesta. Mai am un mesaj, ia uite, apăsătoare, apăsătoare această situație, această nu apăsătoare, foarte fierbinte, această pasiune. Am pregătit și niște cărți în cazul în care am nevoie să clarific ceva sau eu știu ce să mai fac. Am zis să fie pregătite, da? În timp ce am amestecat, uitați, iar un mesaj pentru unii dintre voi sau pentru întreg colectivul care ascultă aceste etalări. 3 de băte. Așteptare, drum, distanță între voi și cineva. Și în această distanță pasiunea se naște, crește. Dar tocmai din cauza distanței apare și moartea, separarea. Unul dintre voi s-ar putea să nu mai aibă răbdare din cauza acestei intensități, să nu mai aibă răbdare până vine celălalt. Există speranță, există potențial, într-adevăr, în zare sunt oportunități. Puteți iniția ceva nou, pe de-o parte. Dar pentru unii dintre voi, dacă vă e gândul la o separare, această separare devine obsedantă pentru celălalt, pentru regele de băte, în mod special. Care pentru unii dintre voi nu a exprimat dragostea și își dorește foarte mult să vină, da? E obsedat de ideea asta, cum să fac să vin, să exprim ce simt, ca să nu pierd această dragoste, această pasiune, care mă transformă. Mă transformă și face parte din transformare această exprimare a ceea ce simte. Și interesant că s-a oprit la valetul de spade, da? Trebuie să exprime, da? O nouă lume în care trebuie să se exprime, da? După ce capătă, ia uite, înțelegerea asupra acestei situații. Ia uite, romantică, pasională, nu? E frumos. Și au fost conflictele mentale. Ce fac? Nu? Ce fac? O să pun cărțile, tot așa, le împrăștii prin setul de cărți, așa îmi place mie, nu îmi place să le pun una după alta. Dacă vor să revină, revin. Și încep etalarea, da? Hai să începem. Cei care ați ales numărul 1, probabil că unul dintre voi își lucrează ceacrele de mai mult timp, celălalt urmează să le lucreze. Interesant, nu m-am gândit până acum să interpretez așa, dar fiind negru poate trece prin noaptea întunecoasă a sufletului și transformarea despre care am vorbit la început se simte foarte intens în viața unuia, pe când celălalt e o leacă mai echilibrat, știe în funcție de ce simte cum să-și mai lucreze ceacrele, să se echilibreze emoțional, energetic, să-și mai facă curățări, intenții, da? Chestiuni de genul ăsta. E o diferență între voi, dar totuși. Vedem. Așa simt să transmit. Haideți să vedem ce simțiți voi pentru ei. Ce simțiți, ce gândiți odată. Asul de spade. A vrut să se arate? Ok, ce simțiți? Hai să începem așa. Eu am vrut să iau cărțile altfel, dar dacă se dorește exprimarea, se dorește, cum am zis mai devreme, comunicarea, să fie. Doamne ajută! Deci, ce simțiți? Ce gândiți? Numărul 1. Ce gândiți? Ce simțiți? Ce gândiți? Ce gândiți? Au venit două cărți? Of. Ce simțiți? Ce gândiți? Multe spade mentalizați și voi. Și totuși aveți tendința
să visați, știți că nu-i bine, încercați să blocați comunicarea pentru că vă simțiți oarecum confuz. Vi se pare că atitudinea acestei persoane ar trebui, simțiți că este cazul să comunice și totuși nu se comunică. O să imediat continui. Deci ce simțiți, ce gândiți, ce vă doriți. Ce simțiți, ce gândiți, ce vă doriți. Ce vă doriți. Ce simțiți, ce gândiți, ce vă doriți. Cum acționați. Uhu! Măi. Sunt multe. Dar lăsăm așa și atunci o să avem variante mai simple. Cum acționați? Da. Multe cărți. Și ce reușiți să faceți? Trebuie să avem și un final, nu? Ce reușiți să faceți? În această perioadă, în relație cu Xulescu. Sau Xulească. X, că tot avem 10, da? Ce reușiți să faceți? Un număr cei la care vă gândiți voi. Ce reușiți să faceți, să realizați? Împreună cu ei sau? Realizarea finală. Ce reușiți să faceți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Interesant. Oare vedeți până aici? Da, vedeți. Da, sunteți supărați, ia uitați. 5 de cupe. Așteptați comunicarea, așteptați să vă întâlniți, amândouă reprezintă, ia uite, sufletele perechi. Știți că vorbiți cu un suflet pereche. Știți că avem mai multe suflete pereche. Vorbiți cu un suflet pereche care este pământean, terestru, cu capul pe picioare și picioarele pe pământ. Dar probabil că acesta trebuie să facă niște schimbări. Ia uite, fuge. Fuge pentru că are conflicte legate de această dragoste, de această atracție. Că vorbim totuși de situații, da, în care sunteți, vă simțiți unul pe celălalt. Și sunteți supărați pentru că ceva n-a mers în legătură cu o întâlnire. Vreți să vă întâlniți, da? Așteptați un mesaj, așteptați să-și arate și ea, să arate. Regele de valetul de monede. Să arate, să facă un gest practic, să vă invite undeva, să construiți acel patru de monede. Deci, ce am zis că simțiți voi? Simțiți că este un nou început cu un potențial. Asul de spade, un potențial. Dar probabil pentru că ați trecut și voi prin niște 10 de spade și reprogramări, da? Unii dintre voi vă dați seama că această nouă relație vreți să fie sinceră. Da? Spada să fie ieșită din teacă și eventual să se taie relațiile karmice, adictive sau eu știu ce, lanțurile care vă țin departe de sinceritate și de adevăr. Mult albastru. Poate cineva... Albastru să însemne ceva pentru unii dintre voi în relație cu personajul la care vă gândiți. Dar albastru înseamnă și comunicare, înseamnă și viziune. Depinde de nuanțe, da? Depinde de nuanțe. Dar trebuie să ai viziune ca să poți să comunici. Evident că nu poți să vorbești fără să gândești sau să ai viziune. Acum, ce simți și ce gândiți? Gândiți că nu mai vreți să repetați situațiile prin care ați trecut. Din acest motiv vă doriți și simțiți nevoia de adevăr. Sunteți în stare să-i ajutați dacă ei au niște probleme, sunteți în stare să fiți alături. Eventual simțiți și gândiți că și ei trebuie să taie legătura cu niște relații karmice și ei trec prin niște 10 de spade și 8 de spade, au nevoie de programări, de reprogramare. Vă dați seama că și gândirea voastră logică, da? Că și ei sunt un pic blocați, că au probleme în cuplu și că ați vrea să-i ajutați, eventual. Cum acționați? Ați vrea, valetul de bâte, ați vrea să vă duce, să inițiați. Să exprimați totuși atracția sau măcar să, în valetul de bâte jucăuși, inovative, creativ, să vă manifestați în sensul acesta. Dar apare temperanța, vă temperați pentru că, uitați, simțiți, dacă ați văzut doi de cupe, da? E telepatie, simțiți, gândiți că e totuși ceva.
E o problemuță. E o problemuță sau sunt mai multe probleme, da? E o situație. Eventual, cum am zis, dacă voi sunteți în zona asta, evoluați oare un pic mai evoluați așa decât ei, în sens spiritual, și ei trec prin această noapte întunecoasă a sufletului, da? Simțiți că au niște probleme. Simțiți că au niște probleme în cuplu, cu familia, cu copiii, cu banii, cu jobul, cu... sunt multe motive, da? Ați vrea să vă duceți să-i înveseliți, să fiți altfel, să-i inițiați, să-i chemați la ceva nou, dar vă temperați. Și pe asta o faceți pentru că vă dați seama că dacă nu vă temperați, ar putea și pe voi să vă afecteze energetic. Vă temperați, apare temperanța. Vă calmați și voi pasiunea pe care o simțiți clar și voi. Pentru că știți că și voi trebuie să alegeți în această perioadă ce alegeți. Ce alegeți, ce vreți să manifestați. Și atunci vă dați și voi timp să mai faceți niște alegeri. Poate sunt separate de această relație și vă dați seama, poate e mai bine să mă calmez, pentru că și eu mai am niște lucruri de aranjat în viața mea, doi de monede, să mă mai echilibrez dintr-un punct de vedere sau mai multe. Că atunci când vor fi lucrurile un pic mai optimiste, să putem să schimbăm ca lumea energia. Dar aici este conștientizați, mai ales cei care sunteți în această zonă, conștientizați că e un anume timp când trebuie să vă exprimați. Și din acest motiv simt cu temperanța și doi de monede că mai așteptați și voi. Ce reușiți să faceți dacă din cauza acestei situații aveți o decepție? Dacă vă simțiți dezamăgiți că acest început scârție, scârție, eu cred că veți manifesta niște idei cu valetul de bâte și asul de bâte, veți găsi niște soluții creative care să energizeze, dar nu-i vindecare, dar este altceva, este energie, este vitalitate, dacă e depresie, dacă e dezamăgire, reușiți să vă reactualizați energiile, cum am spus mai devreme, în această relație și separat. Și cred că veți, mai devreme sau mai târziu, sunteți conștienți că se va întâmpla începutul acesta, inițierea, relația, se va manifesta și în plan intim și fizic, da? Nu doar mental, nu doar discuții. Hai să vedem în timp ce... Nu. Ce simt ei? Ce simt ei? Numărul... Nu e niciun numărul 1. Ce simt ei pentru voi? Bucur și eu, că tot e Mercur retrograd, calculatorul nu merge. Ce simt ei? Ia uite, arcana majoră 0. Ah, și asul de spade, ia uite, vedeți? Nevoia să comunice. Toate trei comunică despre, ia uite, 5 de monede. Și ei simt că îi puteți ajuta eventual, că scoateți în acest frig, mai ales cu... Aveți câteva cărți foarte înfocate, foarte calde, da? Colorate, da? Și un mental destul de puternic și intuiție, dar și acest foc și puteți scoate din acel 5 de monede. Ce simt, ce gândesc? Ce gândesc? Ia uite. Gândesc că sunteți foarte empatici, foarte sensibili, foarte dulci, romantici. Exact ce au nevoie, nu? Exact ce au nevoie, exact cupa de care au nevoie ca să se vindece. Ar putea acel trei de spade să îi reprezinte chiar pe ei. Da, poate și voi sunteți afectați într-un fel sau altul, dar repet, dacă sunteți din punct de vedere spiritual mai lucrați, știți cam cum să vă reglați energiile și acțiunile și să nu ajungeți și voi la acel 3, acela crunt, da? Așa, mai minion, să zicem. O dezamăgire, neapărat o rană. Ce simt, ce gândesc.
Gândesc că și-ar dori. Își doresc să vină să se echilibreze situația, să construiască relația, dar deocamdată gândesc că există un blocaj. Poate voi ați blocat și pentru că știți că trebuie să învețe niște lecții, poate altele sunt blocajele, dar simt că față de voi se poate exprima. Simt că voi le dați această energie, încredere că poți să o ia de la zero. Săriște. Pentru voi cred că ar risca multe. Hai să vedem ce simt, ce gândesc. Ce am zis că este următorul? Ce-și doresc? Numărul 1, partener. Ce-și doresc? Partenerii, persoana la care v-ați gândit. Ce-și doresc? Nu ofta, mă. O să fie bine. Și pentru ei, și pentru noi. Ce multe cărți. Ce-și doresc? Wow. Extraordinar. Nici n-am vrut să... Era ascunsă. O las așa ascunsă. Ce-și doresc? Voi vreți să-i ajutați. Pentru că, uitați, și ei își doresc să iasă din aceste legături. Vedeți? Legături, da? Spânzuratul. Își doresc să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă, să eventual să asculte la sfatul vostru dacă voi sunteți în această postură de profesor spiritual, recunoscut, autorizat sau neautorizat, da? Nu trebuie să fii autorizat ca să fii profesor spiritual. Până la urmă, nici Buddha, nici Isus nu aveau doctorat în cine știe ce psihologie sau filozofie, da? Sau religie sau teologie. Vor să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă, eventual, da? Să iasă dintr-o... Ar putea să-și dorească să iasă dintr-un mariaj, pentru că văd, de fapt, mariajul adevărat îl văd cu voi. Voi sunteți... Tot ce și-au dorit. Voi sunteți lumina în întuneric. Voi iluminați și noaptea și ziua. Aveți și soarele. Soarele sub forma aceasta a focului, astfel de bâte, sub forma roții norocului. Da? Sunteți energia de care aveau nevoie. Da? Aici e un soare. Da? Aici e un soare. Și cu temperanță, aveți o înțelepciune specială, aveți o capacitate de a înțelege și de a-i calma și de a-i vindeca și de a-i pune pe foc, clar. Mai ales dacă au stat într-o atmosferă bâxită sau toxică sau au stat pe loc, au stagnat în relații. Își doresc să înțeleagă relațiile, contractele, stabilitatea. Să le înțeleagă altfel, că asta înseamnă spânzuratul. Să primească o nouă viziune despre legăturile spirituale, legăturile adevăratele legături care sunt între oameni, nu acelea karmice, ci cele spirituale. Își doresc să vă fie sprijin, pentru că și voi le sunteți sprijin în această perioadă. E extraordinar, 10 de cupe! Da, încearcă să fugă au fugit eventual de discuție. Probabil că este prea intensă situația și ce se întâmplă în viața lor este prea intens. Dar trecând peste anumite aspecte din viața lor, există acest 10 de cupe. Își doresc să fie fericiți cu voi. 10 de cupe și steaua. Da, să vă fie alături, să vă susțină financiar, eventual să... E o dorință. Acum ce se realizează, dar ei simt. Mai da ce cărți și ce diferență. Posibil e să simtă mai mult decât simțiți voi pentru ei. Dar, acum, ce vreau să spun? Cei care au ales o cale spirituală sau au ales să se înțeleagă din punct de vedere și să crească din punct de vedere spiritual, au înțeles că uneori nu e bine să stai în energii prea intense și emoționale și sexuale și aici apare o aparentă detașare a voastră. Nu zic că nu simțiți pentru ei, dar este altceva. Unde a dispărut cartea? Mai era o carte aici, nu? Ce am făcut cu ea? Unde a dispărut? Da, aici era arată norocului.
Știți că e un anume timp când trebuie să vă exprimați, când trebuie să acționați, asta vreau să zic. Și poate din cauza asta păreți un pic mai detașați, mai mentali, că totuși aveți și voi pasiune, aveți și voi atracție pentru ei. Și dacă ați mai fost și voi dezamăgiți, nu vă închideți, vă alegeți exprimarea și pașii și gândurile, sunteți în stare să vă selectați și gândurile, să vă reprogramați eventual cu 8 de spade. Hai să vedem altă carte. Cum acționează ei față de voi? Cum vor acționa? Sau cum acționează în această perioadă? Hai să vorbim la prezent. Cum acționează în această perioadă față de voi? Că va fi într-o zi sau două. Vai, ce frumos! E nu așa că e frumos? Regina de cupe. Vor să-și exprime dragostea, emoțiile. Pentru că am zis la 5 de monede, am simțit că voi vreți să-i ajutați. Știți că au niște probleme și veniți, nu vrei să-ți dau, uite, cum e, știi? Văd că ai probleme, că nu știi cum să-ți crești copilul sau că ai probleme în cuplu. Voi sunteți lumina, interesant, dar am vrut să zic că voi invitați la cunoaștere. Voi sunteți lumina. Și aveți aici temperanță, ca să acționați temperat. Inspirați. Da? De-aia vă și văd steaua. Ce simțiți, iar simțiți, intuiți că există potențial, chiar dacă sunt niște probleme. Da, ia uite, ce frumos. Absolut sunt obsedați de voi, dar într-adevăr au și o. Da, măi, dacă sunteți independente, doamnelor, sau independenți, domnilor, soarele 9 de monede, aici este. Sunteți soarelor, asta am zis, sunteți lumină. Și voi inspirați. Și îi învățați să se exprime emoțional. Și din acest motiv își doresc stabilitate cu voi. Își doresc să construiască o casă cu voi. Dacă au o altă casă, posibil acolo să fie niște situații toxice. Iar. Ce reușesc să facă? Ce reușesc să facă? Ups, nu sunt prea multe. Dar am văzut că sunt și supărați, 4 de cupe. Nu vor să piardă ocazia. Nu cred că vor să piardă ocazia. Ia uite, valetul de cupe, mai. Am zis, doamnelor, dacă voi sunteți independente aici. Pentru că 9 de monede poate să fie oricând sursă de inspirație, da? Muză. Lumină. Pentru ceilalți noi, număr spiritual, da? Și cu capul pe pământ și cu picioarele, pardon, capul pe umeri, picioarele pe pământ. Dar altfel, nu ca regele de monede, care se gândește foarte mult la statutul său social și profesional și la tradiții, cât mult mai liber. E nou, e numărul săgetătorului. Numărul, da? Nu confundați cu zodia. Nu vorbesc acum de zodii, ci de numere și de vibrații. Da? Sunteți intelectuale sau inspirante, eventual comunicați într-un mod aparte, elevat, culte, educate, frumoase. Așa, și vor să vină la voi să exprime. Am zis cavalerul de cupe, regina de cupe, valetul de cupe. O să exprimă mai stângaci, mai puțin, să nu-i considerați imaturi, pentru că ia uitați ce arată cărțile. Cavalerul de cupe, regina de cupe. De fapt, cum acționează? Regina de cupe, nu poți să zici că acționează, dar nu putem spune că acționează, dar simte. Asta e felul în care acționează. Simte că vă pasă, simte că le pasă și lor de voi, dacă voi aveți niște probleme și lor le pasă de problemele voastre. Și nu vă speriați că aici sunt semne de aer și aici de apă. Nu confundați că dacă este semn de aer, nu, și voi puteți să fiți aici oricând. Și semnele de aer pot să fie aici oricând, că și ei pot să aibă emoții, da? Și în anumite relații, în preajma anumitor persoane, chiar și semnele de aer pot să fie sensibile romantice. Adică e vorba de sinastrie, de cum se așează planetele. Și am văzut 2 de cupe la prezentarea colectivă. Ba nu, parcă și pe aici am văzut, nu mai știu, nu? Am văzut la un moment dat. Nu mai știu ce am văzut, am văzut. Ia uite, aici, nu, chiar aici am văzut, da? 2 de cupe.
și regele de monede, da, dați în urmă, reapare aici. Își dorește să fie un om stabil, să fie la valoarea voastră. Și regele de monede și marele preot sunt în poziții speciale, profesionale. Și dacă ei vă văd ca și stele, înseamnă că și voi aveți ceva de stea. De cinema, de ce fel de stea vreți voi, aveți această aură specială. Vă hrăniți și pe voi, hrăniți și pe alții. Îi hrăniți și pe ei emoțional, îi hrăniți și pe alții. Aveți o generozitate, aveți o lumină specială. Și în primul rând o vulnerabilitate, o deschidere, o sinceritate. Și atunci, dacă voi sunteți așa, ce-și doresc? Vă doresc pe voi. Doresc să aibă, da? Am zis că sunteți sinceri. Ia uite, ce reușește să facă acest rege de spade. Acesta este un rege de spade. Apropo de ce am zis, acesta este un rege de spade. Un personaj logic, dar care începe să simtă. Și își dorește, uite, am zis că la voi sunteți un pic supărați, nu știți când vine, dar o să vină. Și am și fiore, dar exact în vârful capului am. O să vină, uitați, faetonul, nu vrea să piardă ocazia, pentru că e îndrăgostit. Aici este o nouă lume. Voi poate sunteți mari preotese, că tot am zis că ați lucrat, da? Și trebuie să înțelegeți, să înțelegeți. Ia uite, asul, intuiți că e dragoste, intuiți că e dragoste, emoții. Dar intuiți și că e o luptă interioară și în ei. Sau ar trebui să intuiți, nu? Și iar am fiori. Și asta înseamnă că zic bine, da? Așa se zice. Poate să fie unele lupte și între voi, dar... Repet, la modul temperat. Eu cred că știți să atenuați multe situații. Și regele de spade și el foarte înțelept și inteligent, evident. Dar în aceste de cărți își dorește comunicare, își dorește să ofere ceva. Frumos. Drăguț. Da. Să încep să strâng cărțile, în principiu. Ar mai fi multe de spus, nu? Dacă mai stau la această etalare, mai găsesc multe de spus, însă timpul trece și vreau să le fac și pe celelalte. Dacă voi mai vedeți niște mesaje în plus, foarte bine, vă adăugați, ia uite, magicianul, da? Vrea să manifeste acest personaj. Să manifeste întâlnirea cu voi și comunicarea. Înainte să plec, haideți, nu mai iau și celelalte de cărți, deși le-am lăsat acolo la început, la prezentarea colectivă. Așa a fost să fie, pentru că timpul trece și... Ia uite, cât am vorbit, 32 de minute. Vreau un mesaj de la ei pentru voi. Mesaj de la ei pentru voi. În această perioadă. Hai să vedem. Pe care îl interpretați... Ops, nu sunt multe. Nu. Era unul. Un mesaj de la ei pentru voi. Ce vor ei să vă spună? Ce vrea el sau ea să vă spună? Până vă întâlniți, facem... Am zis că sunteți... îi ajutați... Fă ceva pentru cineva. Interesant. Și acționează de ca și când partenerul este aici. Am impresia, așa simt. Pe de-o parte, dacă nu sunteți împreună, faceți un gest frumos pentru cineva, oricare ar fi, de ca și când ar fi pentru el sau ea. Pe de-o parte, dacă nu sunteți împreună, gândiți-vă că sunteți împreună ca să se manifeste unul și cu 7-8 transformarea. Dar am impresia că 17 era și steaua, da? Să se manifeste destinul. Uniunea dintre voi, da? Asta ar vrea să vă transmită. Să nu uitați că ei sunt în preajma voastră și purtați-vă de ca și când este aici partenerul. Nu, să nu vă simțiți cumva singurați sau dați la o parte, da? Dacă cumva vă faceți gânduri că v-au părăsit și că vă simțiți trădați, nu vă simțiți trădați pentru că ei sunt aici. Și dacă voi ați făcut gesturi frumoase față de ei și ei vor să facă față de voi, eventual, fă ceva pentru cineva. Da, eventual,
ca să nu vă gândiți la problemele lor prea mult, implicați-vă în alte activități. Give your attention to another. Nu neapărat să vă întâlniți cu altcineva, nu, nu, nu. Nu cred că asta vrea să zică. Să vă ocupați timpul cu alte lucruri pozitive, cât să nu scădeți în vibrație, dar voi știți asta în principiu, și să le dați lor timp să se pregătească. Ah, sunteți fără limită. Sunteți fără limită. Și va trebui să învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Frumos. Gata. Numărul 1 am vorbit mult, deși cred că am vorbit și la început, nu doar la numărul 1. Hai să vedem. Următoarea etalare. Următoarea etalare, cei care ați ales numărul 2, ați ales brățara de... Nu mai știu cum îi zice. Aia că îmi scapă. E o brățară albă, da? Albă cu de... Nu știu, un sentiment de puritate a unuia față de celălalt sau cuiva îi place foarte mult albul sau curățenia sau energia dintre voi este pură, chiar dacă treceți prin situații, emoțiile sunt pure, sunt sincere. Asta nu înseamnă că dacă treceți prin probleme, gata, nu vă mai iubiți, da? Dragostea este testată și de univers, și de îngeri, și de noi. O testăm periodic, da? În acțiunile noastre. Haideți să vedem ce simțiți voi pentru ei în această perioadă. Numărul 2. Ah, interesant. Acum am simțit. De la albul ăsta m-am dus cu gândul la laptele matern. Cel puțin unul dintre voi are o atitudine mămoasă, blândă, hrănitoare, așa. Îi place să hrănească emoțional pe cei care sunt dragi sufletului lor, voi sau ei. Și celălalt este impresionat de aceasta și are nevoie de această atitudine. Eventual îi aduceți aminte de mamă. E o chestiune legată de lună. Interesant. Hai să vedem. Numărul 2. Ce simte, ce gândește pentru voi? Odată. De toate. Iar vrea să zică. Ce simte? Interesant. La răscruce. Trebuie să aleagă. Ce simte, ce gândește? A, nu, voi. Ce simțiți, ce gândiți, pardon. Voi trebuie să alegeți. Eventual mai aveți pe altcineva mai nou. Ce simțiți voi, scuzați-mă. Ce gândiți? Sunt multe, totuși. Ce gândiți? Ce gândiți? Opa, gândiți. A, ce vă doriți? Vă doriți de la ei. Oh, da. De la ei și da, și de la voi. Cum acționați? Cum acționați? Numărul 2, cum acționați în relație cu ei? Cum acționați? Așa. Steaua. Wow. Și Marea Preoteasă. Oho, felicitări, domnilor, doamnelor, cei care sunteți aici, ați lucrat, lucrați cu energia voastră, sunteți într-o energie foarte înaltă. Chiar dacă mai cădem, mai suntem ispitiți de iubire, de dragoste, de povești, de cine știe ce, totuși sunteți într-o vibrație înaltă. Ce reușiți să faceți? Ce reușiți să faceți? Ce reușiți să faceți? Numărul 2. În această perioadă. Ce reușiți să faceți? Aha! Ai blocați. Interesant. Eventual, continuați alegerea. Acum. Hai să vedem. Ce simțiți pentru ei? Simțiți că între voi doi sunteți separați acum.
Este o problemă de comunicare, poate să fie niște probleme financiare, poate unul este mai sărac și altul este bogat, unul are vreun imperiu, celălalt n-are nimic. Simțiți că este o mare diferență. Dar nu doar financiară, poate sunteți voi în această postură de împărat și simțiți că vă puteți controla emoțional în această situație, chiar dacă 5 de monede uneori arată probleme în cuplu, da? Simțiți că aveți control asupra relației, cel puțin în această perioadă. Eu știu prin ce ați mai trecut până acum, dar aveți control, da? Asupra relației. Și într-un fel și asupra lor și simțiți că și ei încearcă să-și mențină controlul. Într-un fel sau altul sunteți amândoi foarte încăpățânați și puternici, așa simt. Și dacă... Interesant. Simțiți pe de o parte că este partenerul vostru divin. Împăratul este bărbatul divin, da? Chiar dacă sunt niște probleme, chiar dacă aveți niște probleme, ori separat de ei, ori ei au probleme, ori voi doi aveți probleme, simțiți că, nu știu, că e un suflet pereche special sau că este flacăra voastră geamănă, da? Așa simțiți voi. Acum gândiți că ei fug, că v-au mințit, că fug de dragoste, că au niște strategii mentale, mai ales dacă se controlează, simțiți și gândiți că cam șmecheri, cam șmecheri. În fine, sau le teamă de dragoste. Pasiune există între voi, intensă, dar, interesant, n-au apărut cupele. Or fi fost cândva. Or fi fost cândva. Acum, ce vă doriți? În primul rând, de la ei vă doriți un început, evident, plin de pasiune, dar sănătos. Vă doriți, unii dintre voi vă doriți, vă doriți să fiți împreună cu ei, da? În pat, să faceți dragoste, dar dragoste, nu sex. Pentru că cu asul de bâte și cu temperanța, vreți să vă echilibrați, iau-te, emoțiile și focul și atracția aceasta pe care o simțiți. Da? Vreți ca împreună să vă înălțați și să vă curățați, să vă vindecați energetic. Cu alte cuvinte, vă cam doriți ceva gen tantra, da, momente tantrice împreună. Acum, un alt mesaj ar fi, dacă știți că v-au mințit, dacă știți că se controlează și că încă scârție lucrurile între voi, pe de-o parte vă doriți să vă vindecați. Sunt două, aici e vorba de 2-2, da? 2, am văzut și mai devreme 2 și voi sunteți între. Chiar dacă nu vorbiți, am zis, chiar dacă vă controlați, există încă pasiune. Dar am zis că vă doriți să vă vindecați de această pasiune. Pe de altă parte, dacă ar fi să vină la voi, pentru că simt că un control este o reținere, control puternic, și din partea voastră și probabil și din partea lor, că nu degeaba simțiți asta despre ei, da? Și nu degeaba a apărut doi de spade, a apărut un blocaj. Și probabil continuați să-i țineți blocați. Pentru că știți că deocamdată au de lucru, da? Au de lucru. Și pentru că ei au de lucru și voi vă temperați pasiunea cu temperanța, eventual vă vindecați de această atracție. Și chiar dacă e partenerul divin, dragii mei, vă puteți vindeca. Vă puteți vindeca. Că am văzut Marea Preoteasă, dragii mei, da? Am văzut Marea Preoteasă. Cum acționați steaua. Și am văzut mai devreme Marea Preoteasă. Sunteți lumină. Da? Sunteți lumină, sunteți spiritualitate, sunteți de neatins și din acest motiv, probabil că unii dintre voi, chiar dacă acționați frumos, elegant, vă echilibra și pe voi și pe cei din jur, acționați conform misiunii voastre spirituale, mai ales dacă o știți. Dacă nu știți, repet, acționați în sensul că vreți să vă vindecați de această situație. Dacă vine, dacă revine, am zis, când va fi să vină, să revină bărbatul divin, vă doriți nu orice fel de sex, nu? Ceva special. Pentru că știți că e bărbatul divin. Și atunci, probabil că a trecut ceva timp de când n-ați comunicat, nu știu, variază de la un om la un, da? Dar aveți capacitatea să vă vindecați. Repet, nu doar pe voi, nu doar pe ei, și pe alții. E un grad de înțelepciune în atitudinea voastră.
la capătul setului de cărți, regele de monede, moartea, ia uite. Da, am zis că v-a separat, mai a fost o energie toxică, ia uitați. Probabil și o distanță, probabil și o atitudine nebunească, un început care a venit val vârtej și a devenit din ce în ce mai toxic. Da? Și a trebuit să puneți capăt. Voi sau ei, și toxic poate să însemne și o intensitate teribilă la care celălalt nu face față, și alte situații, adicții, relații karmice, sunt multe, da? Frici, orgoliu, da? Sunt multe, multe, multe. Puteți să puneți voi pe listă, nu trebuie să le spun eu. Și atunci, dacă s-a pus capăt, am zis că n-ați mai vorbit de ceva timp unii dintre voi, dacă ați pus capăt, vă transformați și voi și vreți stabilitate. Eventual, probabil că vreți să manifestați, că regele de monede manifestă în practic, în realitate, un personaj stabil. Dar până vine personajul stabil, voi vă stabilizați pe... Da? Dar mai ales dacă au fost probleme financiare între voi doi, voi sunteți hotărâți să vă găsiți stabilitatea voastră. Poate că a fost și o lecție din punctul ăsta de vedere al unora. Da? Numărul 2. Ce simt ei despre voi? Hai să vedem. Ce simt ei despre voi? Interesantă etală. N-am mai făcut de mult timp. Am zis măcar una din genul ăsta ar trebui făcută măcar pe una pe lună. Ce simt? Iată. Eremit. Ce simt, ce gândesc. Chiar oftez. Ce gândesc în relație cu voi, despre voi. Ce gândesc. Gândesc că ați terminat cu ei. Ați văzut? Vedeți? Uitați? Gândesc că ați terminat cu voi. Cu ei, pardon. Gândesc că a spus capăt. Gata. Pentru că știu că ei au mințit, voi gândiți că au mințit și că au fugit și că au fost lași, da? Da, lașitate, strategie, da? Mechereală. Și gândesc că, gata, ce să mai, n-am nicio șansă, asta e. Asta gândesc. Și totuși ce simt? Simt că, acum ia uitați, ah, ce frumos. Voi sunteți steaua, nu doar în relație cu ei, dar și în relație cu alții. Ce simt? Simt, vă caută, măi, interesant și iar, măi, mi se face pielea pe mână, vă caută, poate vă urmăresc, eremitul analizează și analizează emoțiile, se simt în întuneric, vă caută lumina. Uf, mamă, și ce mă emoționează acum, nu știu, sentimente, îmi vine să plâng. Scuzați-mă un pic. Da. Nu pot să spun ce trece prin mine, da? În acest moment. Vă caută, sunt în întuneric. Încearcă să înțeleagă și să găsească lumina, lumina lor, dar caută ghidajul vostru. Uai, de mine! Ah, ce gândesc? Da, că a spus capăt din cauza conflictelor. Eventual, că mai sunt alte persoane, concurența, da? Și că voi vă întâlniți cu prietenii și vă găsiți pe altcineva. Ați găsit deja pe altcineva. Ce gândesc. Da. E stresant gândul ăsta. E stresant pentru ei gândul ăsta că, ia uite, doamnelor, dacă sunteți singure, doamne, nu pot să zic ce stăream. Pot să vă zic? Nu, adică și dacă vă zic degeaba, dar o să zic. N-am în cuvinte cum să explic ce stăream. Încă simt pasiune, dar simt că puteți să oricând din cauza felului în care s-au purtat. Să vă găsiți altă pasiune în altă parte. Ce-și doresc în relație cu voi? Sau față de voi? Vai, de mine n-am mai avut așa stărb, nu știu cât timp. Ce-și doresc? Să-și ceară scuze. Să-și ceară scuze. Oh, și să-i exprim. Vai, de mine, nu știu ce etalare asta.
Deci să spună, da, am pierdut ocazia, aceasta este dragostea, ia uite, Twin Flame, da, flăcări gemene, probabil că e distanță, ia uite cum interesant cum s-a, da, ce să zic, că a mințit, uitați cum s-a lăsat în jos setul de cărți, să apară, da? Ia uitați, o nouă, e distanță între voi. Și totuși, ia uite, marea preoteasă unde era, asul de cupe, iar. Simt că aveți multă dragoste de oferit, îi vindecați pe mulți, inclusiv pe ei. Probabil că distanța e o distanță mare pentru unii, dacă știți, vă zic eu. Oricum, dacă s-a pus capăt, această lume poate să însemne și un nou capitol. Dragostea pentru voi a crescut, chiar dacă au plâns. Chiar dacă au plâns și consideră că au pierdut o mare iubire. În continuare, doresc să arate. Vai de mine. Scuzați-mă că mă vaid, dar măcar atâta să mă vaid, că da, ce simt, măcar atât să fac. Să arate măcar o parte din dragostea pe care o simt. Cum acționează? Relație cu voi. Cum acționează în relație cu voi. Acționează în relație cu voi. Față de voi. În această relație. Numărul 2. Sunt dezamăgiți, nu pot să zic. 3 de spade. Suferă. Extraordinară. Iar a vrut să se arate. Deci nu se poate. Ce simt. Măi, ce etalare. În primul rând a vrut să se arate 7 de băte. Dar 7 de băte protejează. Așa, așa simt eu. Că pune graniță. Dar pune graniță față de cei care i-au mințit. Eventual încearcă. Cum o reuși, veți trăi și veți vedea. Nu știu când. Ce își doresc? Dacă cupele sunt cele care vindecă, da? Conțin medicamentul, vindecă rănile, își doresc să fie împreună, doar împreună, mai, doar împreună pot să se vindece de această rană, de această durere foarte mare. Undeva în durerea lor, scuzați în stările, undeva în sufletul lor acesta îndurerat și însingurat, încă speră. Speră, pentru că voi sunteți steaua pentru ei, da? Aici este soarele, varianta mică. 10 de cupe. Undeva în sufletul lor protejează acest ideal, această dragoste. Deci e o protecție și emoțională, mentală. Da? Nu se vede, nu e prin acțiuni. Adică acțiunile țin de emoție și de gând. Chiar dacă suferă, știu că merită această suferință și totuși protejează această idee. Totuși, voi rămâneți, uai, ce stare, îmi convine să plâng. Voi rămâneți persoana lor ideală. Deci protejează acest concept. Chiar dacă există, știu că și voi ați suferit, de-aia vă și vindecați. Da? De-aia ați și blocat. Eu n-am plâns la etar. N-am plâns. Cum acționează? Eventual încearcă să crească spiritual, dar cu eremitul, încearcă să crească. E 5 numărul în 2021, încearcă să se conecteze la spiritualitate. Studiază eventual cum acționează. Ar vrea să vină, să vorbească despre cât au crescut și cât i-ați inspirat. Ce reușesc să facă? Deci eu nu plâng. A, că mai am fior, că mai simt stări, eu nu plâng. Mai e tare. De obicei, apropo, mă controlez totuși, chiar dacă am stări. Ce reușesc să facă? Cei la care v-ați gândit, numărul 2. Ar vrea să muncească. Am văzut top de monede. Ce reușesc să facă? Ar fi
Wow. Ar fi de dorit să aleagă, să vină, să exprime dragostea. Cavalerul de spade, va veni, acest personaj când va veni, nu o să știți, o să vină așa ca trăsnetul, ca trăsnetul. Probabil că este stilul lor, eventual. Dar dacă nu e stilul lor, va veni ca trăsnetul, eventual, interesant. Ce reușește să facă? Vor să spună că au ales dragostea versus controlul. Versus, da? Acest împărat este, reprezintă bărbatul divin, acesta la care vă gândiți, sau femeia, sau în fine, partenerul divin, da? Acesta controlat. Sau, poate nu e controlat, dar poate că are bani, are o moștenire, are un imperiu, în fine. Vai. La capătul setului de cărți, iar colaborare. Își dorește colaborarea. Am sens, așa simt, în momentul în care va veni să se exprime, va avea un pic vocea mai stridentă, mai, nu blândă, ca la cavalerul de cupe, deși își dorește așa ceva, dar din cauza acestei disperări, așa vizualizez, așa simt, așa mi este transmisă imaginea, că va avea fluctuații de ton și de, da, va fi mai zgomotos, nu știu cum. Așa simt, așa simt. Pe lângă faptul că vine cu viteză, fără să vă dea seama de unde vine, când vine, va dori să exprime că vă iubește, mai ce să zic altceva. Altceva la regele de cupe decât că vă iubește, ce poate să zică, nu? Rămas așa. Iar doi, da? Am văzut la început și la voi doi și voi trebuie să alegeți. Probabil că dacă voi vă alegeți pe altcineva interesant, să vină momentul în care faceți voi o alegere către altă persoană, pentru că voi în continuare blocați. Măi, ce talări. Mă va trebui să fac curățări cu petalările astea. Hai să vedem ce ar putea. Deci își dorește să comunice, da? Își dorește comunicare și chiar va realiza comunicarea asta. Nu știu în cât timp. Doi de bâte reprezintă o energie destul de iute. Două zile? Poate nu o fi două zile pentru toată lumea. Poate ar fi două săptămâni. Totuși, bâtele și spadele sunt iute. Iuți, pardon. Chestiune destul de scurtă, nu este nici de cupe, nici de monede, care să mai încete un pic. Sunt spade și bâte. Un mesaj de la ei pentru voi. Numărul 2. Mesaj de la ei pentru... Ups! Practică compasiunea în continuare. Dragoste este peste tot în jurul tău. Acum simt eu de 15-16 o evoluție. Practică, de fapt sunteți stele, da? Rămâneți stele, rămâneți plini de empatie și compasiune, da? Rămâneți persoanele acelea bune, chiar dacă știu că v-au dezamăgit și că de mult timp ceva n-a mai fost între voi sau poate a spus capăt. Practicați compasiunea în general și față de ei. Nu uitați că în această carte și în acest moment, în acest context, simt că vor să spună că de fapt voi sunteți dragoste. Dragostea sunteți voi și tot în jurul vostru manifestați dragoste. Pe de-o parte. Și ce mai simt? Mai simt că... Încearcă să vă trimită gânduri. E altfel decât... Mesajul vine altfel, nu ca în carte. Încearcă să vă trimită gânduri de dragoste, să știți, să-i simțiți.
că totuși sunt în jurul vostru cu dragoste, chiar dacă nu-i vedeți, mai ales dacă a fost distanță. Și iar îmi vine să plâng. Ia uite, iertare, vai, de mine. Dragostea face diferența. Lucrurile sunt mai profunde. N-au putut acționa de ca și când, mai profunde decât par, acționați de ca și când partenerul. Nu, își doresc să nu uitați, să sperați în continuare că va fi un miracol, se va schimba situația, dar pentru asta trebuie să-i și iertați. Da, o să pun un pic de pauză. A trebuit să pun un pic de pauză. Nu, v-am zis, nu că aș plânge musa în hohote, dar am niște stări și chiar mi-au dat lacrimile. Mai dau, așa, v-am zis, mai îmi dau lacrimile, mai simt presiuni, simt stări și de bucurie și de blocaj în comunicare, dar ca acum nu știu dacă am mai simțit vreodată așa ceva. Nu știu dacă am mai simțit așa ceva vreodată. Să strâng cărțile, dar moartea înseamnă și renaștere. Dacă ei gândesc că lucrurile, că povestea a luat sfârșit, că ați încheiat, există în gândul lor și o fărâmă de speranță că atunci când vor veni, vor putea să renască din morți, da? Din ce este situația. Uf, uf, uf. Numărul 3. Cei care ați ales brățărica mov. Nu știu, nu e ametist, sunt niște agate. Auziți? Da. Auziți că trebuie să mă auziți. Sunt niște agate mov. Cei care ați ales această brățară, eventual căutați, e o chestiune de spiritualitate în relația voastră. Știți că mouvă e vibrație înaltă, vreți o relație? Poate și este. Poate și este. Ori e culoarea voastră preferată, ori a lor preferată. Oricum e una dintre cele mai... Nu, da, e cea mai spirituală culoare. Reprezintă chakra a șaptea, legătura cu divinitatea. În contact cu ei, aveți posibilitatea să luați legătura cu divinitatea. Unul sau altul crede chestia asta. Ori voi, ori ei. Probabil că unul inspiră pe celălalt să ia contact cu divinitatea sau lângață sau... Da? Haideți să vedem. Numărul 3, cei care ați ales numărul 3. Dar este și cea mai emoțională culoare. Dacă nu știați, măvul este cea mai probabil și multe emoții între voi. Doi. Între voi doi. Amestec încă o dată cărțile. Cei care ați ales numărul 3, ce ar mai fi de spus? Este o energie regală între voi. Unul are așa o atitudine regală și îl atrage pe celălalt. Și eventual îl inspiră și pe celălalt să fie altfel sau să creadă în regalitatea, în noblețea sa. Ce simțiți, ce gândiți despre ei? Cum acționați, ce vă doriți, da? Ce simțiți, numărul 3, despre acest personaj la care vă gândiți? Ce simțiți? O dată, vedem. Doi. Ete, iar abrazare. Dragoste profundă, asta simțiți, regele de cupe. Și vă consumă această dragoste și pasiune nebună. Asul de bâte și 10 de bâte. Simțiți că e dragoste adevărată? Ce gândiți despre ei? Ce gândiți despre ei sau în relația aceasta? Simțiți că și ei sunt foarte emoționați? Simțiți că și ei? Ce gândiți? Că sunt un pic cam reținuți, că nu vor să se exprime, că nu vor să... Da, sunt reținuți. Poate spre principiale, poate sunt într-o legătură karmică. Gândiți că unii, poate, rămâne de văzut. Că în această perioadă se gândesc la bani, nu neapărat că sunt materialiști, dar probabil că din cauza unor situații trebuie să se gândească la bani, la stabilitate, e patru, e casă. La casă, la stabilitate, la ceva legat de casă, la stabilitatea în casă sau... În fine, ia uite, tot patru, patru de bâte.
și soarele. Pe de o parte, gândiți că țineți foarte mult la această persoană și vă doriți, uite, și iar regina de cupe, regele de bâte, soarele, vă doriți să fiți împreună, să vă întâlniți, să vă bucurați unul de celălalt. Gândiți că acest personaj vă trezește la spiritualitate, sau îi treziți voi, vedeți unde sunteți. Dar e soare între voi. În primul rând, de sinceritate, e potențial maxim între voi. Vă gândiți că o întâlnire ar fi drăguță. Ar fi drăguță o întâlnire la un restaurant sau acasă și eventual să puneți bazele unei relații de lungă durată. Că tot țineți foarte mult la ei, dar probabil că și ei țineți la ei pentru că și ei sunt într-un anume fel, dar regele de cupe. Ce simțiți? Posibil să simțiți că vă iubesc, că sunt emoțional, că sunt sensibil, că sunt romantici, poate ei sunt regele de cupe, dar eu zic că sunteți totuși voi, sunt sentimentele voastre. Clarificăm eu. Uite, Marea Preoteasă. Aici este. A ieșit în plus. E un val, e un mister în relația voastră, poate este mai secretoasă din niște motive. Da? Gândiți că trebuie să fie ținută secret sau că celălalt este un mister care trebuie descoperit, citit. Gândiți că poate ar trebui să studiați stelele sau cineva, poate celălalt sau voi studiați stelele, vedeți unde sunteți. Da? Există și un blocaj. Și blocajul acesta vă pune pe gânduri, e un mister. De ce s-au blocat lucrurile doi de spade? Ce vă doriți? Ce vă doriți? Numărul 3. Ce vă doriți? Dar țineți mult la ei, măi. Ia uite. Și asta vă să se arată. Ia uite, eremitul. Dacă este tăcere între voi acum, dacă e o distanță, vă doriți iar cavalerul de spade. Vă doriți să... Mai ales că a apărut cavalerul de spade, cred că la toate trei talările, nevoia de comunicare și asta și datorată faptului că e Mercur retrograd și apar probleme în comunicare. Ori nu merge internetul, ori nu merge WhatsApp-ul, ori nu se înțelege, se zice una, se înțelege alta, știți? Și poate că e și distanță între voi doi, eremitul, da? E casa nouă a călătorilor lungi. Probabil că e o distanță, unul poate trece prin situații neplăcute și vă doriți să exprimați ceva. Vă doriți să vă întâlniți cu ei și să faceți lumină. E interesant, amândoi caută lumina, da? Vă doriți să arătați lumină, să faceți lumină, să înțelegeți ceva, să găsiți adevărul. Da. Ce reușiți să faceți? Ce reușiți să faceți? Cum acționați? În această perioadă în relație cu ei, cum acționați? Voi. Da, vă doriți să analizați și să le transmiteți concluziile, răspunsurile pe care le-ați găsit, să împărtășiți. Iată așa. Asta trebuie vreo să se arate. Și asta. Cum acționați? Vrei să inițiați ceva? Un nou început? Pentru că există acest personaj la care țineți, regele de cupe. Cine o fi? Bărbat, femeie, nu contează. E și un bărbat, e și o femeie. Nouă. E un număr spiritual, iar e chestiune legată de spiritualitate. Îi simțiți că vă inspiră. Vă inspiră să inițiați dragoste față de voi și să inițiați o nouă relație în care voi vă simțiți fericiți alături de ei. Nouă de cupe, asul de bâte, nu? Și nouă de monede. Dacă ei sunt singuri, da. Vreți să... Și asta acționați, în sensul ăsta. Vreți să veniți înspre ei cât mai iute și să inițiați acest început.
Pentru că vă fac fericiți. Și despărțirea de ei 5 de cupe, cred că ține de această separare, tăcere eventual. Da, iar, vreți întâlnire, e dezamă, e suferință. Că nu sunteți împreună, da? E o suferință dacă nu sunteți împreună. Dacă nu comunicați, e valetul de spade invers, cu spade în jos. Dacă nu comunicați, suferiți, voi vreți să fiți împreună. 4 de băte. Ce reușiți să faceți? Numărul 3, relație cu ei. Ce reușiți? Oh, ce frumos! Inițiați, mai felicitări! Dă mâna! Inițiați, oferiți ceva? Chiar, adică oferiți, neapărat că oferiți voi bani, dar vă implicați practic. Asta înseamnă astfel de monede. Începe să manifestați. E o chestiune de manifestare, da? Vreți să inițiați o relație faină între... Da, deocamdată visați, visați. Visați că vă veți duce la ei și vă veți echilibra viața după niște conflicte, da? Și veți manifesta acest vis. E un vis, e un vis frumos. Nu, nu e confuzie, eu nu simt că e confuzie. Cred că e un vis. Și vreți să-l materializați, că așa sunteți voi, da? Vreți să aveți victorie. Să vă echilibrați, da? După conflicte, după probleme. Financiare, în cuplu, de care or mai fi ele, da? Hai să vedem. Ce simt ei pentru voi, despre voi, în această relație, în această perioadă? Ce simt ei? Acușica, acușica. Aproximativ, da? Ar trebui să fac mai des aceste etalări, nu? Măcar o dată pe lună, deși poate ar fi bine o dată pe săptămână. Unii fac la câteva zile genul ăsta de etalări, pentru că ne schimbăm și simt și emoțiile și gândurile. Ce simt despre voi? Nu sunt multe. O adevărată poveste. Ce simt pentru voi, despre voi, numărul 3? Cei la care v-ați gândit? Da, ce secretoși sunt. Ce simt? Ia uite, 6 de bute. Simt că atrageți, că simt că ieșiți în evidență față de alte persoane, voi ieșiți în evidență. Simt că, ia uite, simt că și ei sunt îndrăgostiți, da? Încep să se îndrăgostească. Da. Că ați putea să fiți parte din destinul lor? Ați putea, probabil. Da, cu steaua îndrăgostiții, cavaler de cupe. Simt că, da, că îi atrageți, îi faceți cuceritori. Am zis, îi faceți pe de-o parte să se simtă cuceritori sau ar putea foarte bine să simtă și că sunteți voi cuceritori, că voi atrageți atenția, că da, e o chestiune legată de public. Dar e o carte victorioasă, nu? Cred că și ei sunt îndrăgostiți de voi, chiar dacă poate nu arată. Acum că arată că nu arată, variază, dar simt că ar trebui să vorbiți mai mult despre dragoste ca să vă vindecați și ca să creșteți emoțional și spiritual. Ce gândesc despre voi? Nu știu pentru cine citesc. Ce, sunt multe cărți, nu prea multe. Ce gândesc? Mă auziți? Cred că e microfonul aproape. Ce gândesc despre voi în această perioadă? Gândesc că ar fi frumos să colaborați, să lucrați. Interesant, 3 și 4, da? Gândesc că ar fi frumos. Iau-te, 10. Puteți să faceți lucruri interesante. 10 de bute. De bute, de monede. Și uite ce bute. Probabil că e și un consum energetic, da? Gândesc că... Puteți să colaborați. Poate sunteți unii într-un trio, sper, cu 10 de monede. Pentru mine e și o căsătorie care trebuie analizată. Gândesc că trebuie să aleagă între căsătorie sau tradiție sau familie și
Manifestarea, uite, 0 și 1. Oho. Apare un turn, a fost un turn, un trăsnet între voi, ori o separare, ori întâlnirea a fost bruscă sau ceva, va fi ceva legat de trăsnet, adică trăsnet, neașteptat. Trăsnet. Ia uite și steaua. Vai și Marea Preoteasă. Asta nu este trezire spirituală. Gândesc că împreună puteți să aveți, să faceți niște lucruri deosebite. Ce își doresc, adică, și lucrurile deosebite încep cu o colaborare mai micuță. Și cu pași mici și cu răbdare să ajung și la lucruri mari. Ce își doresc în relație cu voi? Ce își doresc? Mănâncă nasul. Ce își doresc? Ce își doresc? Numărul 3. În relație cu voi. Oh, ce frumos! 6 de cupe. Să vă întâlniți, să vă priviți în ochi, să vă ascultați inima, să vă oferiți. Ia uite. Bun, bun. Bun, bun. Și mă mănâncă nasul. Vă oferiți flori, momente frumoase, emoție, da, să împărtășiți. Își doresc reciprocitate. Eventual, dacă voi știți că nu ați oferit, își doresc să le oferiți așa ceva. Pentru că ei sunt sensibili, nu? Dacă voi considerați că ei sunt foarte sensibili, uitați, se arată, da? Că au nevoie de romantism, de sensibilitate. Să mai comunicați și subtil, da? E nevoie să spunem adevărul, dar simt nevoia să se înțelege și din priviri. Ah, ce frumos! Și își doresc eventual să vă împăcați, dacă există o predată, faetonul. Își doresc să se manifeste o călătorie. Dacă aveți de ales, dacă sunteți între două situații, ia uite. Ia uite, asul de bâte. Își doresc și ei începutul ăsta. Și ei simt dragoste față de voi. Simt că sunteți partenerul lor divin, împărăteasa. Își doresc să alegeți, voi sau ei, să alegeți, să se facă alegerea. Dar am spus, când alege unul, alege și celălalt, inevitabil, da? Și își doresc să veniți înspre ei sau să vină înspre voi. Vedeți cum? Ce? E vorba de călătorie, faetonul, da? Să aveți victorie, să aveți reușită, să vă împliniți destinul. Că, da, ce frumos, ați văzut steaua, turnul și Marea Preoteasă. Își doresc să vă împliniți destinul pentru că faetonul merge către stea. Și aici apare eremitul care caută steaua. Interesant. Oricum e o tăcere. Din partea cui o fi, poate amândoi tăcesc din niște motive. Fiecare se analizează, caută, caută. Dar asta e, măi, trebuie să trecem și la acțiune. E interesant. E interesant. Cum acționează. Își doresc, ce-și doresc, eventual, să vă echilibrați emoțional unul pe celălalt, să vă ofere flori sau să le oferiți ceva, să arătați prin gesturile voastre că iubiți. Oho! Acțiune, da, vor să fie corecți. Justiția, o nouă lume după dezamăgiri. Cum acționează. Măi, vedeți și voi acum cum se potrivește justiția, poate să însemne și cum acționează. Încearcă să fie corecți acum. Sincer, în echilibru, am zis. Acum, dacă unul dintre voi trebuie să iasă, că am văzut totuși parcă, nu? Da, voi am văzut 10 de monede. Dacă unul dintre voi este într-o căsătorie, probabil că unul va încerca un divorț. Nu vreau să vă dau speranțe false, dar pentru anumite cazuri posibil să se încerce un divorț ca să se poată manifesta, pentru că văd mulți ași totuși, da? Și aici s-a oprit o nouă lume după dezamăgiri, da? După dezamăgiri. Cum acționează? Corect.
Da, se străduie să fie corect, să fie cinstit, să fie în echilibru, să fie deschiși. Repet, dacă unul dintre voi trebuie să treacă printr-un divorț, este așteptat acest divorț, această nouă lume, da? Hai, mai dăm o carte, hai, justiție, mai dăm o carte, mai dăm o carte pentru justiție. Clarificăm, te rog frumos, justiție. Pentru numărul 3. Clarificăm poziția acțiunilor, da? Să comunicați. Asta? Ia uite, magicianul ăsta. Să manif... da. Iar este separare și început. Probabil că ei trebuie să se separe de cineva ca să înceapă ceva pe deoparte. Că e acțiunea lor, da? Pe de altă parte, dacă e vorba de spiritualitate și știți că unul dintre voi, cel puțin, este în postura aceasta de mare preoteasă, de om cu o anumită căutare spirituală, acționează cât pot ei de corect ca să manifeste. Pentru că știu cum să manifeste. Aici ar trebui să fac un video separat despre manifestări, da? Ca să atragă, magicianul manifestă și atrage așii, da? Pe care îi puteți oferi voi, da? Și eventual și ei. La capătul setului de cărți, echilibru. Iar vor să fie în echilibru, acționează în echilibru, pentru că și ei au trecut prin probleme și separări iarăși de cineva. 10 de bâte pentru mine este și relație apăsătoare la job sau în casă. Regina de spade este divorțată sau este avocată, notăriță. 10 de spade, iar un ciclu cu probleme, cu trădări care trebuie încheiate, vindecate, ca să se poată manifesta un nou început. Acțiunile lor. Probabil că și ei se separă de ceva. Poate nu neapărat sunt în divorț, dar se separă de ceva. Sunt niște chestiuni care țin de. Da. Nu, poate pentru unii să fie chestiuni legale, dar nu obligatoriu. De o chestiune de credință a vrut să vină, dar ok, de chestiune de credință, de moralitate, de exprimare și manifestare. Ce reușesc să facă? Ce reușesc să facă în relație cu voi? Cinci de cupe. Mai dăm o carte. Cinci de cupe. Ciudat. Am văzut și 10 de bute. Este o suferință pe care trebuie să o încheie. Ia, mai dăm o carte. Clarificăm 5 de cupe. Ce reușesc să facă? Ce reușesc să facă? Se spere. Eventual că veți veni dacă e distanță, le este dor, cinci de cupe, le este dor de voi. Și, da, e frumos. Vor reuși să schimbe energia de la această stare de dor, de doliu, de lipsă de speranță. Își vor schimba că este 5, 5-ul se schimbă, da? Înspre speranță. Eventual, vă vor aștepta turnul. E o separare între voi în acest moment. Am văzut turnul și mai devreme. Mai dăm o carte, ce reușesc să facă. Da, să manifeste asul de spade. E faptul că a venit invers de bine. Adică nu mai analizează, probabil că și a analizat. Da? Așteaptă sau eventual așteaptă ca voi să analizați. Aici este eremitul varianta mică și eremitul varianta mare. Da? Unul din voi trebuie să analizeze ceva și așteaptă să primiți răspunsul. Ia uite, spada de aici, din mâna cavalerului de spade, a voastră, a lor. Vor totuși un început. Vor totuși un început, așteaptă, dar încearcă să-și mențină echilibru. Se luptă oarecum cu niște probleme, eventual. Separat de problemele voastre, s-ar putea să nu știți că au și alte probleme. Eventual se concentrează pe, da, dacă au probleme financiare, vor să-și construiască stabilitate financiară. De-aia se gândesc că ar fi drăguț o colaborare cu voi. Poate că aici este. Și dacă ei se gândesc la colaborare,
și voi țineți, ați putea, pentru că apare asul de monede, să oferiți acest început și să le oferiți și lor stabilitate. Vârsta au nevoie de stabilitate. Eu așa simt. Regina de monede au nevoie de stabilitate. Au nevoie să fie apreciați. O carte, că tot au fost mai puțin tele. Da, ce reușesc să facă? Încă o carte pentru final, pentru cei de la care se gândesc, cei de la numărul 3, persoanele celor de la numărul 3, persoanele celor de la numărul 3. Încă o carte pentru final. Ce reușesc ei să manifeste, să facă, apropo de magicien, să manifeste. Dacă sunteți într-o energie spirituală, într-o relație spirituală, acest personaj încearcă să manifeste? Da. Eliberarea de karmă, o nouă, spânzuratul. Așteaptă. Asta fac. Vă așteaptă pe voi. Așteaptă pe voi. Spânzuratul așteaptă. Așteaptă călătoria aceasta. Unul dintre voi trebuie să vină spre celălalt. Dacă a mers mai încet la un moment dat, lucrul a trebuit să se accelereze, că apare totuși 6 de spade după cavalerul de monede. E o călătorie. E o călătorie, e o distanță. Clar. Și încearcă aici. Ah, aici e frumos, e frumos. E cartea credinței, spânzuratul. Probabil că o să aibă o viziune despre voi, probabil că o să vă viseze momentul sau când o să vă apropiați să vă întâlniți. Să aibă niște vise, ce reușesc să facă, da? O să aibă niște vise revelatoare, o să aibă o schimbare de perspectivă în relația cu voi, evident că despre voi vorbesc. Între timp, până vă întâlniți, se vindecă, 4 de spade pentru mine e în stare de analiză, de meditație și invers, se vindecă, are adevărul, are răspunsul la întrebare. Se schimbă oarecum, da? De la starea aceasta de doliu, de supărare, poate sunt supărați, pentru că uitați, da? E o supărare și la voi a apărut 5 de cupe. Oarecum vă oglindiți, da? Cred că plângeți și unul și celălalt după, și unul după altul și, da? Ați înțeles, m-am vorbit și eu. Da, e o schimbare de perspectivă. Învață să aibă credință în relația cu voi, nu că n-ar avea, dar în relația cu voi. Să aibă credință. Și vor primi niște semne, probabil. Vor primi niște semne. Că tot se roagă și s-au rugat și au meditat, da? E temperanța aici, este o biserică, relația cu îngerii, da? Faptul că vine invers. Primesc niște informații pe cale divină, referitor la voi. Acum, eu v-am zis, nu întrebați, că poate nu e frumos să întrebați ce au aflat, dar probabil că se va manifesta în timp. Asta reușește să manifeste. În primul rând, înțelegere. Interesant că justiția totuși înțelege și magicianul înțelege. Înțelege, de fapt, cum se poate manifesta echilibru în relația dintre voi, eventual. Da, interesant. Chiar interesant. Nu mi se pare chiar atât de pesimistă. Nu, nu. Doar că asta reușesc ei să facă în această perioadă, să aibă niște răspunsuri la întrebări, să schimbe perspectiva față de voi, față de relație, față de niște chestiuni. Da? Și eventual să spere și să aștepte. Cu 3 de bâte așteaptă. Eventual plănuiesc și ei o călătorie spre voi sau vă așteaptă să veniți. Și se vede călătoria. Să lăsați apele tulburi și să vă întâlniți în soare. Ia uite, și la voi a apărut 6 de bâte. Am zis că există oglindire. Voi vreți să vă duceți. Repet, să manifestați asul de monede, acest vis. Pentru că visați la ei. Dacă nu visați, ce mai căutați aici, dragii mei? Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, ceau, ceau!